pregătitori din această biserică, mă consider dar bisericii, deja vă cunosc pe mulți și e o bucurie să fim împreună și vă aduc salutări, mai mult din România. Am fost plecați, am fost plecat cu soția o perioadă de o lună în România, am visat multe acolo, am apucat niște călduri mult mai mari pentru ei. Dar când mă uitam la televizor, anunț peste anunț, nu ieșiți pe stradă, călduri mari, leșinați, aveți grijă, luați apă, călduri. Și la ora 3, când am ieșit pe stradă, zic, băi, noi avem în fiecare zi călduriile astea. Dar nu mai 3 zile cât aveți aici. Dar noi în Florida, zi de zi, aceeași căldură. 38, 40 de grade, nu e o problemă. Pentru ei era ceva groaznic. Anunț peste anunț, să aveți grijă, nu ieșiți. E soare puternic, nu știu, mă obișnuiesc cu asta și ne-am bucurat mult acolo și în biserici. Vă aduc să urmăriți mai multe biserici din țară pe care le-am vizitat. Apoi am venit joi seara din România. Azi noapte pe la 1 am venit, am sosit în Canada. Și știți dumneavoastră pentru ce venim pe aici în perioada asta. Să luăm copiii. Și sunt orare cam dificil pentru nou, știți, și mintea mea așa de luminată. Dar Domnul ne-a călăuzit, și ne-a purtat de grijă. Și cei care călătoriți să știți, credințați-vă la Domnului că este cu dumneavoastră pe unde merge, fie aproape, fie departe, El e cu copii din totdeauna. Poveste bună v-aș lua din Florida, din Biserica din Hollywood. A fost o perioadă când Dumnezeu a cercetat biserica și spun lucrul acesta că se poate și astăzi. E același Dumnezeu, El și azi. Și va fi până la venirea Lui. Amin. Tinerii noștri au plecat într-un camp din ăsta la North Carolina cu tineretul român din coasta de Est a Americii. Și acolo tinerii s-au pus pe rugăciune. Și s-au rugat și rugăciunea dura până la 1 noapte, 2 noapte și doi a venit botezat cu Duhul Sfânt de acolo. Apoi nu s-au oprit ceilalți care l-au primit și au spus că începem sărbința la biserică. Și a fost sărbiți marți, joi, duminică și timp de o lună Domnul a botezat cam 30 persoane cu Duhul Sfânt. Și pot să spun că cam 90% dintre tineri sunt botezați cu Duhul Sfânt. Domnul cercetează. Atunci când ne apropiem de El cu toată inima, El își ține promisiunea, El răspunde. Și e nevoie în zilele noastre de astăzi ca puterea Duhului Sfânt să fie peste biserică. Și dacă ați fost atenți în capitolul care s-a citit, accentul este pus pe lucrarea Duhului Sfânt, pe puterea Duhului Sfânt. Dacă numărăm așa un pic, cam de 19 ori este amintit Duhul Sfânt în acest capitol. El ne dă putere. El ne predicește, El este cu noi, ne călăuzește. De aceea aș îndemna și tinerii de aici stăruință după puterea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu a cercetat biserica și Dumnezeu cercetează, se simte în biserică, e viață. Nu contează, adică noi dacă ne referim la lucrarea Duhului Sfânt, ne referim la prorocii, la vorbire, zic, nu, nu e suficient. În Duhul Sfânt este biserică, este peste cântare, este peste rugăciune, este peste cuvânt, este peste ascultător și peste predicator. De ce e nevoie ca peste biserică să fie puterea Duhului Sfânt, ori de câte ne adunăm în locul acesta sau unde ne adunăm? Deci Domnul poate și astăzi să facă lucrări mari. Și noi ne rugăm, Doamne, îngăduie să facă lucrări mari, semne, minuni și vindecări. Ele se fac. Dumnezeu își păstrează făgăduința, depinde totul de noi. Să căutăm, să ne apropiem de Domnul cu inimă curată și stăruință după Duhul Sfânt. Biserica noastră trecând prin această fază și e o bucurie. Când te aduni acolo și simți puterea Duhului Sfânt, începând de la ora de rugăciune până la predica care se ține în biserică. În această dimineață am vorbit cu frate Iosif. Ce fac? Pe scurt, câteva cuvinte, iar nu poate după masă. Ca Domnul să vedem ce ne dă, da? Când a citit acest capitol 8
din Roman. Toți știm că este un capitol doctrinar. E doctrina pe care Domnul a dat-o prin Apostolul Pavel. E doctrina care ne arată cum Evanghelia lucrează și mântuiește pe oameni. Și când s-a citit acest capitol, ne-am adus aminte ce spunea președintele american, Roosevelt, pare, în anul 41, când Europa era un război teribil, la război mondial. Și acest om spunea în congresul american, zice, eu sunt optimist cu privire la viitorul omenirii, pentru că în urma acestui război, omenirea va căpăta câteva libertăți. Între care număra e libertatea cuvântului, libertatea închinării, libertatea lipsurilor și spunea el și libertatea temerii, a fricii. Și omul acesta, dacă ne uităm un pic, în urmă a avut dreptate. În unele. Libertatea lipsurilor am simțit-o cu toții, a fost lipsuri. A temerii am simțit-o noi românii. Pe aropuri a fost libertatea cuvântului și a închinării. Dar nu ținut mult și nu ținut mult, pentru că ele au fost date de om. Au fost date de o lege. Și știm că acolo unde a fost libertate prea multă, a fost poate bună pentru cei care erau oameni răi. Dar din punct de vedere spiritual, această libertate nu lucrează spre binele bisericii, spre binele credincioșilor. Pentru că libertatea totdeauna nu-l face mai bun pe om, ci îl face mai rău. În libertate, biserica slăbește și am simțit-o și o simțim cu toții. În România, când era sub comunism, aveam biserici puternice, tineret credincios, oameni credincioși. Citeam un mare teolog în America, Ben Stone, pare, spunea el că în timpul lui Ceaușescu, când am fost în România, și acolo am găsit biserici puternice, tineret puternic în credință, lucrări mari, minuni. Și am apucat cu toții minunile care se făceau atunci, pentru că oamenii erau mai temători de Dumnezeu, căutau voia lui Dumnezeu, căutau să trăiască și erau dependenți de Domnul. Libertatea însă a făcut ca biserica să slăbească. Se vede, se vede. Și spunea omul acesta, zice, n-ar fi rău ca și peste noi, vorbesc de America, să vină vremurile acelea, poate chiar comuniste, numai ca să apropie biserica de Domnul. Deci libertatea, a fost ceva libertate după războiul care spunea acest om, dar n-a lucrat spre binele bisericii. Dacă ne gândim și ne uităm în urma istoriei bisericii, în primele secole, când cele 10 timoane au fost peste biserici, biserica din Smirna, biserica din aceste timoane a ieșit puternică, a ieșit înmulțită, fără frică de oameni. Și cum a venit libertatea prin Constantin, biserica a slăbit, făcând compromis cu paganismul. Deci libertatea adusă de om nu lucrează pe partea spirituală a omului așa cum trebuie. Dar Apostolul Pavel, în acest capitol, și el le spune despre libertăți pe care le capătă omul, dar nu date de om. Nu prin lege omenească, ci spune că sunt date în Hristos Iisus. El dă aceste libertăți și libertatea aceasta este pe partea spirituală și libertatea aceasta nu e îngrădită, nu poate fi oprită, ci este o libertate veșnică. Ea rămâne pentru totdeauna, pentru care o primește. Și spune că cel credincios nu are nici o osândire. Este o libertate, aș putea spune, o libertate care ne scutește de judecată. Creștinul care trăiește după îndemnul Duhului este eliberat de judecată. Și noi știm că va veni o judecată. Asta nu înseamnă că biserica nu va fi judecată. Dimpotrivă, Apostolul Petru spune că judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5:10 și că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru a da socoteală pentru faptele bune, acolo spunea rele, dar altă ți-a ajuns de mai puțin bune pe care le-a făcut pe când trăia în trup. Deci biserica va fi judecată, dar nu condamnată. Suntem scăpați de osândirea, pentru că această judecată nu va fi pentru osândire, ci va fi o judecată pentru răsplătire. Sunt
suntem scutiți de o sândire. Și această libertate a dus-o Iisus Hristos, nu omul. Și apoi, în continuare, mai spune câteva libertăți, de eliberare care creștinul este scăpat. Deci libertatea adusă în Iisus Hristos nu este pentru judecată, condamnare, ci este libertatea care ne aduce răsplată pentru faptele și pentru viața trăită în Iisus Hristos. Dacă omul a adus libertate în unele locuri, Iisus Hristos a adus-o pe întreg pământul și pentru toți oamenii. Pentru că toți care cred în El vor fi scutiți de condamnare, de moartea veșnică, vor căpăta viața în Iisus Hristos. Aceasta este diferența de libertatea adusă de om și libertatea adusă de Hristos. Și aici Apostolul Pavel tot accentuează, totul este în Iisus Hristos. De ce nu suntem osândiți? Pentru că păcatele noastre au fost iertate de El pe cruce. Plata păcatului pe care noi trebuia să o primim și era moartea, a luat-o asupra Lui, spune Apostolul Pavel aici, pe cruce. Și noi suntem eliberați de condamnare, de pedeapsă. În schimb ne-a dat viața veșnică și mântuirea veșnică. Aceasta este diferența între libertatea adusă de om și libertatea adusă de Iisus Hristos. Știu că fratele Ion va are mai multe lumini asupra acestui pasaj, mai multe învățătură, de aceea mă limitez la aceste câteva cuvinte. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze ca biserică, ca frați, ca surori, personal, să avem parte de această eliberare, de judecată. Niciunul dintre noi să nu vină la judecata zilei de apoi, ci la judecata lui Hristos pentru răsplătire. Atunci se va vedea lucrarea fiecăruia și va primi răsplata pentru ce a lucrat. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Domnul